Iar FCSB are în acest moment gol primit în 7 din cele 8 meciuri jucate în această ediție. Olaru poate declanșa contraatacul, minge pentru Tănase, Tănase trece de Leo Bolgado, apoi pasează greșit, greșește Băluță. Și marchează Băluță. 2-1. Simao Rocea greșește acolo, nu se informează. Băluță vine prin spate și îi ia prin planul. Ce vă spuneam, e prea devreme, e prea devreme, FCSB încă nu pleacă acasă, va pleca peste vreo 20, peste vreo 35 de minute, cu tot cu prelungire acțiunea lui Tănase. Prima greșeală a lui Simao Darocea în această partidă îi așează această minge lui Băluță. Schimbare inspirată a antrenorului la pauză, introducerea lui Băluță. De ce zâmbești, Cătălin? Care o fi el? Intră Băluță și uite că o readuce pe FCSB în joc. Gol făcut cadou de neatenția lui Simao Rocea, dar să vedem cum continuă această partidă. Faultat Tănase în duelul cu Djokovic. Tănase, vezi ce mult coboară. Așa a făcut și prima repriză. Joacă Inter, nu? Nu, așa ne spunea și patrolul înainte să plece Tănase, Tănase trebuie să joace Inter. Dar să știi că mai în glumă, mai în serios, el chiar a jucat destul de bine pe postul ăsta de mijlocaș central. Până la urmă de la el vine golul, nu? Da, el a fost cel care a fost